Nici acum n-a băgat piciorul de la mașină. Pe jumătate afară. Eu nu l-a băgat, mă. Bărbatul a atras atenția atunci când a încercat să se urce la volan, deși abia se poate deplasa. S-a chinuit să urce în mașină și mai mult ca sigur reflexele sale nu mai sunt la fel de bune din cauza problemelor de sănătate vizibile. Ceilalți participanți la trafic care au surprins momentele în care bărbatul se chinuie să ridice picioarele în automobil sunt indignați și îl consideră un adevărat pericol public pe carosabil. Hai ușor. Hai cu cracu. Hai. E problema, până când închide ușa. Băi, și mai te ferici de unul, că e beat. La volan. Unde trage, bă? Să-și prindă deștele. Zici că e unul, că conduce beat. Imaginile au fost postate pe o pagină de Facebook dedicată șoferilor și a atras nenumărate comentarii pro și contra. Unii dintre internauți le dă dreptate celor care au filmat și spun că bărbatul nu ar mai trebui să urce la volan dacă are probleme locomotorii atât de grave. Iar alții îl compătimesc și spun că și el are dreptul să conducă. Nu trebuie neglijat faptul că o problemă la membrele inferioare poate duce la o adevărată tragedie dacă șoferul nu are viteză de reacție și prezență de spirit în trafic.